Cu câteva luni înainte de alegeri, se mai obișnuia ca unii dintre cetățeni să solicite în număr mult mai mare schimbarea reședinței, acea viză de flotant, cum este cunoscută, tocmai pentru a susține pe unul dintre candidații la primărie sau în alte funcții. Acest lucru este confirmat și de către reprezentanții Direcției Județene de Evidența Persoanelor Hunedoara. Mai mult decât atât, în ultimii ani s-a schimbat și legea în sensul în care, dacă în urmă cu aproximativ 20 de ani nu era permis ca persoana care își stabilea reședința înainte cu un an de alegeri să voteze, acum nu mai este prevăzut niciun astfel de termen. Noi nu avem motiv în cadrul legal al evidenței, motiv de solicitare, stabilire, reședință pe motiv electoral. Ce spune legea pentru reședință? Spune că atunci când un cetățean locuiește mai mult de 15 zile la o adresă, trebuie să solicite stabilirea reședinței pentru... Reședința practic reprezintă un domiciliu secundar. Avem domiciliu și reședința. Dacă pleci într-o altă localitate cu probleme de servici, avem cadrul legal unde ne spune clar când se stabilește reședința. Revin, nu știm niciodată de ce solicită și nici nu putem ca lucrători de evidență să îngrădim drepturile până la urmă a cetățeanului, pentru că sunt anumiți cetățeni care în toată nebuneala asta electorală poate chiar vrea să stabilească reședința pentru alt motiv, nu doar pentru a vota. Drept urmare, nu putem niciodată, nu am stabilit. Dar nu crește numărul acelor care solicită viza de flotant în perioada alegerilor? Crește. Sunt anumite localități, într-adevăr, unde solicitările sunt mai multe. S-a tot încercat o reglementare, au fost de-a lungul timpului tot felul de reglementări legislative, unde chiar la început, când m-am angajat la instituție, nu permitea cu un an înainte de alegeri sau nu-ți dădea voie să votezi dacă aveai reședința stabilită cu un an. După aceea a scăzut la 6 luni. Trebuia să ai reședința mai veche ca să poți să mergi să votezi în localitatea unde aveai reședința și, din păcate, în momentul ăsta nu mai avem astfel de precizări.